seara și bine v-am regăsit. Există o anumită perioadă în care putem să fim mai buni și să ajutăm? Doar de sărbători, fie de Paște, de Crăciun? Eu zic că nu. Așadar, astăzi discutăm despre un caz social, un caz al unui tânăr în vârstă de 21 de ani. Alături de mine este invitatul meu, Adamaro Sticlan. Zic bine? Ademaro. Ademaro. Este un nume nu prea des întâlnit, așa că scuze că l-am greșit. Nici o problemă. Bună, eu să zic Ade. Da. Ade, te-am chemat pentru că noi ne-am întâlnit așa întâmplător. Da. Iar tu mi-ai povestit că suferi de o boală. Ai început de mic copil, de la lucruri mărunte, ca să zic așa, mărunte, care de fapt pentru un copil sunt destul de majore, și astăzi ai ajuns să suferi de un sindrom, și anume sindromul Ehlers-Danlos, zic bine? Ehlers-Danlos, da. Spune-ne și nouă, te rog, cum a început totul? De la ce vârstă ai început să depistezi primele simptome? Cu ce te-ai întâlnit prima oară? Și cum de-ai ajuns la 21 de ani să suferi de un sindrom? Și care sunt aceste efecte ale bolii? La vârsta de 15 ani am avut probleme cu tensiunea. Am mers la doctorul de familie. M-a ascultat timp de câteva minute la inimă. A spus că nu se au de regulă și să fac un consult de specialitate. La cardiolog a descoperit că sufăr de o prolaps de valvă mitrală în gradul 1 spre 2, tahicardie, suflu sistolic și regurgitare de valva tricuspidiană. Cum ai primit această veste? Că totuși erai mai mic. Știai ce ți se întâmplă? Nu prea am dat mare importanță, nu știam ce înseamnă asta și am încercat să trec, să merg mai departe, să nu mă gândesc la boală. Dar atunci când ai aflat aceste probleme cardiace, ai făcut tratament la momentul respectiv? Nu, mi-a recomandat consult periodic de 6 în 6 luni. Și de la aceste simptome, de la partea de cardiologie, cum s-a ajuns ca astăzi tu să suferi de un sindrom? Mi-am refăcut controlul cardiologic la un doctor mai bun, care m-a văzut cum am mâinile nedezvoltate și a spus că nu este în regulă să merg și la un control reumatologic. Și am mers mai departe, la doctorul de la reumatologic m-a trimis la genetician. Și la genetică mi-a dat verdictul final, precum că aș suferi de o boală genetică foarte rară numită Ehlers-Danlos, ce afectează țesutul conjunctiv, legăturile corpului în general, ce leagă corpul, să fie extremitățile sau tot, cum să vă spun mai pe înțeles, cum este mortalul între cărămizi. La cumva mine se întrește circulația sau afectează pe mai multe părți. Pe o parte a corpului devine hipermobilă, dar nu se confunda cu flexibilitatea, și pe altă parte rigidă. Mi se blochează degetele, îmi tremură mâinile, nu pot să mă încordez bine, mi se dislocă umerii, genunchii, dureri articulare groaznice, nu pot să vă explic, m-a afectat și pe partea digestivă. Unii pacienți cu această boală, în cazuri mai grele, ajung să nu digere mâncarea, să fie intubați, alții să îi afectează pe partea renală, afectează pe toate părțile ale corpului, ce ține de legat. Cu mâinile, de când ți-ai dat seama că ai o problemă? Cu mâinile aveam de mult probleme, dar nu am dat eu importanță. Am zis, poate sunt mai slab de fel, poate așa am eu mâinile mai slabe. Ai confundat această parte cu contorsionismul, pentru că sunt da. Oameni care au mișcările acestea de atâtea flexibilității, dar da. La tine este o boală. La mine este hipermobilitate articulară și aceasta mă afectează foarte mult. Nu pot să-mi folosesc mâinile la capacitate maximă. Ce înseamnă nu le poți folosi? Să înțeleg că tu, dacă ai vrea acum, deși ești tânăr, da. Din câte știu, ești elev la post-liceală, nu? Da. La secțiunea birotică. Dacă ar fi în această perioadă de vară să lucrezi undeva, ai putea să faci muncă fizică? Fizică nu aș putea. Sunt restricționat și limitat și pe parte cardiacă și pe parte fizică a corpului. În momentul de față, ai un tratament bine pus la punct, pe lângă, văd că ai venit acolo cu scrisori medicale, cu
tot felul de documente care îți atestă boala și suferința. Doctorul genetician de la Târgu Mureș mi-a recomandat să fac un test de analiză genetică complet pentru acest sindrom. Este de mai multe tipuri și doar prin acest test genetic poate ști cu exactitate gena problemă ca să-mi dea tratamente de ameliorare, pentru că de vindecare nu prea există, dar Dumnezeu poate. Să înțeleg că la vindecare nu se pune în discuție această. Nu există, este o cauză autoimună și doctorii nu prea pot face nimic în legătură cu asta. Cum ai primit tu vestea? Cum au primit părinții tăi, frații, dacă ai, rudele tale? Am fost supărat, trist, aproape, să zic, depresie. Am ajuns și la spital datorită stomacului, nu mai puteam să mănânc bine. Tu, în momentul de față, făcând toate aceste analize, bănuiesc că aceste costuri sunt foarte ridicate. Ai posibilitatea să le faci? Pentru că tu, știu că acum ai venit aici, în fața tuturor, da, să ceri un sprijin oamenilor, celor care ne urmăresc acum, cumva să poți fi ajutat, pentru că aceste analize costă foarte mult, da, și ulterior, în baza răspunsurilor, avem nevoie de un tratament bine pus la punct. Da. În momentul de față, boala ta sau prin boala ta poți beneficia de la stat de anumite venituri, o, nu știu, pensie de handicap, că până la urma urmei nu este rușine. Da. Orice boală poate fi considerată cu un anumit grad de handicap. Pot beneficia, se încadrează la boli rare, doar că trebuie să-mi strâng toată documentația necesară și eventual să merg cu toate actele la comisie, pentru a trece prin comisie. Cât de gravă este această boală? Cum te poate afecta pe viitor, în cazul în care nu reușești să ajungi la un tratament bine pus la punct? Unii pacienți de această boală nu pot merge, sunt în scaun cu rotile, ba chiar la pat. Care sunt defectele acestei boli? Că pe lângă faptul că există riscul de a ajunge la pat, pot apărea complicații foarte, foarte grave, da, de care tu să te sperii, tu și familia ta? Remedierile când apar complicațiile foarte grave sunt doar pe parte chirurgicală, dislocări, modificări de aortă, pe parte digestivă, intubare. De când ai început să strângi aceste dovezi, ca să le spunem așa, medicale, care să ateste boala și să poți să te duci mai departe, să-ți stabilească cu exactitate, pe lângă diagnostic, tratamentul și să poți să strângi aceste dovezi pentru a-ți face o pensie, un venit, de care tu să beneficiezi, atât din cât nu ești apt de muncă fizică? De aproape un an. Ce ar trebui să faci în această perioadă? Ce crezi că te-ar ajuta cel mai mult? M-ar ajuta să îmi fac toate controlele medicale care mi s-au recomandat. Mi s-a recomandat să fac și la neurologie și la endocrinologie, pentru că aș fi suspect de diabet. La o analiză glicemică am avut 200 și pe nemâncate. Asta nu este bine. Și mi-a spus că nu este în regulă. Ești puternic? Da. Ești optimist? Da. Te sperie cumva această boală sau consideri o încercare de la Dumnezeu și cu siguranță crezi în efectele și într-o speranță că totul va fi bine? Cred într-o speranță. Dumnezeu este mare, a făcut minuni și o să mai fac în continuare cu mulți oameni. Tu ești elev, da? Din ce am mai discutat noi. Da. Cum te descurci la școală? Ce spune colegii tăi, profesorii? Cum te ajută, cum te susțin? La școală mă descurc bine. Școala mea este foarte înțelegătoare, prietenoasă. Colegii sunt ok, profesorii foarte buni, înțelegători. Te este susțin, le-ai cerut și lor sprijinul în acest sens, nu doar financiar, moral sau, nu știu, poate cunoștințe, spitale care te pot ajuta, medici, asociații? Am încercat să caut cât am putut și pe cine am putut, pe cine am știut, dar nu prea am reușit să dau de nimeni. A rămas să aștept răspunsuri de la asociații, dacă dă Domnul să mai răspundă înapoi. Acest sindrom de care suferi tu poate fi tratat în România? Adică tratat, nu în sensul până la vindecare, cum ai spus tu? Sau
poate fi și peste hotare, nu știu, clinici de renume care te pot ajuta cu adevărat? Peste hotare, cred că cu siguranță am căutat în România pe internet despre boala mea și mi apăreau doar rezultate în engleză. Nu, și asta cred că nu. Ce consideri tu, ce ar trebui făcut? Dacă s-ar înrăutăți, așa ar trebui să fac, să caut ceva mai de specialitate în altă țară. În România crezi că ai această posibilitate? Sunt medicii pregătiți pentru boala ta, dacă este o boală destul de rară? În orașele mai mari sunt, au clinici mai bine dezvoltate, medici mai pricepuți și cred că da. Ai luat contact cu oameni care suferă de același sindrom ca al tău? Să compar cumva ceea ce se întâmplă ție cu efectele acestui sindrom? Să faci o comparație între tine și ceilalți? Nu, nu am mai întâlnit nici virtual, nici fizic. Pentru că tu erai foarte mic când ai depistat această boală. Ți s-a dat de atunci o șansă, cum că dacă umbli din timp și tratezi, totuși să ajungi la vindecare, pentru că văd că mâinile tale, într-adevăr, sunt cam rigide. Da. Le-aș putea spune. Ele sunt mobile, dar totuși rigide. Rigide, în fața camerei, da. Nu se aude cum degetele tale, practic, pocnesc. Se aude la o... prima vedere, nu aș părea bolnav, dar cine stă să mă analizeze mai bine din punct de vedere medical, își dă seama de problemele de care sufăr. În prezent, pe partea de cardiologie, cum ești? Pe partea de cardiologie, așa și așa, am spus că să am grijă să nu fac sport intens, să nu consum diverse mâncăruri nesănătoase. Aici vreau să ajung, ai un regim, da, alimentar bine stabilit? Ce ai voie și ce nu ai voie să consumi? Nu am voie să consum grăsimii nesănătoase, zahăr, alcool. Asta, că niciun om sănătos n-ar trebui să le consume, nu. Alcoolul, țigările. Mănânc în general mai multe fructe, legume, orez, cartofi, carne foarte puțină și slabă de pui. Ce ți s-a mai recomandat în această perioadă? Pentru că tu ești și foarte înalt și totuși un pic cam slăbus pentru vârsta ta și pentru structura ta ca bărbat. Încerc să fac și puțină... Sport. Ai voie într-o limită oarecare? Într-o limită oarecare, da, dar nu... Nu foarte... Foarte mult. Da, kinetoterapia te ajută în această boală? Cred că m-ar ajuta, dar momentan nu mi-a recomandat niciun medic să fac kinetoterapie. Eu mai practic acasă. Ce exerciții te ajută în așa fel încât mâinile tale să devină cât de cât ușor de folosit în treburile de uz zilnic, azi, așa, pentru că ai nevoie să te speli, să te... Nu știu, poate îți ajut părinții care au plasă de... Am ajuns de la durere să nu mai pot desface nici un borcan, nici o sticlă cu dop din acela de sticlă mai tare. Nu, deci, efectiv, încerc, mă încordez să o desfac și nu pot. Strâng din toate puterile și nu pot să o desfac. Depinzi cumva de prezența familiei în casă sau... Oarecum da, depind. Mama ta ce spune în asemenea momente? Mama mă susține, mă ajută și ea cu ce poate. Și spune să fiu tare, să nu... Pe perioada de vară te-ai gândit să cauți cumva sprijin și către alți oameni? Bun, am întâlnit noi doi și acum cerem oficial ajutorul celor care ne urmăresc. Și te las pe tine să le spui că dacă există un cont în care te poate ajuta și poți să-ți doneze cea mai mică sumă pentru care pentru tine contează foarte mult. Da. Am... card doar la Revolut și Rev tagul meu este Ademaro, fix cum mă cheamă, Ademaro. Acești bănuți te ajută practic să-ți faci o analiză genetică și te-ar ajuta mai departe să-ți, da, construiești nu doar documentația necesară pentru atingerea unui venit lunar, ci și pentru alte posibile analize sau tratamente de la alte spitale, da, unde tu
vei dori să mergi să faci? M-ar ajuta foarte mult, deoarece mai am de făcut câteva controle și analize în alte orașe mai mari. Unde ai găsit aceste analize de făcut? În ce orașe? Târgu Mureș. Și costul lor este... Am găsit și în Târgu Jiu și costul testului genetic este în jur de 8.000 de lei, 7.700. Care pentru tine cred că este o sumă imensă. Pentru mine este o sumă foarte mare. Din moment ce nu am niciun venit. Iar părinții cred că cu foarte multe nu te pot ajuta. Părinții, da, nu au posibilitate nici ei. Dar ce înseamnă? Pentru că ție, cred că ți s-a explicat această analiză genetică. Pe mine când mă gândesc la cuvântul genetic, spune undeva din trecut corpul meu. Ce a pățit undeva în trecut, nu? Asta îți va arăta și ție de unde a pornit boala? Sau ce anume îți va garanta această analiză? Nu știu, mai ce multe... Ce rezultat se cere de la această analiză? Doctorul i-ar garanta cu exactitate ce gene ar fi cu problemă în această boală, care și determină această boală. Probabil un tratament... Da, și probabil exact. un tratament conform rezultatului genetic de analiză. Ce speri ca în urma ajutorului care îl solicităm de la cei care ne urmăresc, și cu siguranță sunt mulți, de am și pornit cu începutul de a ajuta oamenii nu doar de sărbători, ci în oricare moment al anului, în oricare moment al zilei, ce așteptări ai? Crezi că există oameni cu suflet care sigur să, că există. Să doneze din puținul lor, da. Se poate să-ți ofere și ție șansa de a merge mai departe pe drumul tău spre a câștiga cât mai multă sănătate? Da, și cei care vreau să mă ajute și mă ajută, le mulțumesc enorm și Domnul să-i binecuvinteze. Cu siguranță se vor fi oameni care te vor ajuta. Spune-mi și mie acum, făcând o paranteză, povesteam înainte cu tine că ai fi vrut să te angajezi undeva. Eu, de când eram mic copil, aveam pasiune feroviară, îmi plăceau trenurile, vroiam să mă fac mecanic de locomotivă. M-am dus la firmă, la firma de școlarizare am fost acceptat, dar când a trebuit să fac fișa medicală, am fost respins pe partea cardiologică, inapt. Și n-ai mai putut continua acest curs? Nu am mai putut continua, am fost foarte supărat pentru că era tot ce îmi doream să fac, nu făceam acest lucru pentru bani sau doar din, mai mult din pasiune pentru locomotive, condus, tot ce ține de calea ferată. Ce alte pasiuni mai ai tu? Pentru că ești tânăr și ai 21 de ani, repet, ai toată viața înainte. Plimbările cu trenul, îmi plac animalele. Te-ai gândit să faci, nu știu, o școală de asistent de veterinar? Te-ai descurca în acest sens? Nu m-aș descurca să fac injecții în niciun caz, îmi tremură mâinile. Dacă ar fi ca astăzi să ne urmească cineva și să te ajute cu un loc de muncă pentru venit lunar, să... cam unde te-ai putea încadra? Ce putea să faci în așa fel încât să nu-ți forțezi mâinile și să nu... și totuși să fii apt de muncă? Prima dată vreau să rezolv pe partea asta cu sănătatea. Este cea mai importantă. Da, și după aceea să mă axez eu să învăț mai bine engleza. Deja știu aproape 100%, dar trebuie să exersez. Să învăț și mai bine rusa și să încep să învăț și limba germană și ceva pe partea de traducere sau chiar m-ar tenta ceva și în IT, doar că ar fi un început pentru mine, că nu prea am așa multe cunoștințe în IT, dar învăț. Să înțeleg că tu, la momentul respectiv, la momentul de față, ești foarte bună engleză? Da. Cum ai ajuns să înveți engleza, singur sau cu pregătiri? De la sora mea și de la școală, din mai multe, din filme, din mai multe surse, melodii. Și ai ajuns să vorbești fluent sau doar ești la început de drum? Fluent. Fluent. Felicitări. Și ce ți-ai mai dorit pe această parte? Pentru că văd că ești cumva axat pe partea de filologie. De filologie de limbi străine. Cum am spus, traducere, engleză,
rusă, dacă mă ajută Domnul să stăpânești și limba germană, care mi se pare puțin mai grea, cu atât mai bine. Ademar, ne-am apropiat de sfârșitul acestei emisiuni. Aș vrea să te rog încă o dată să faci un apel către oamenii de acasă, către cei care ne urmăresc, și să le cerem împreună un sprijin, cel mai mic sprijin, să te poată ajuta ca tu să-ți urmezi visul pentru această analiză de care ai mare, mare, mare nevoie, pentru tratamentul care îl vei urma în viitorul apropiat și pentru, de ce nu, tot parcursul acesta către sănătatea ta. Da, vă rog mult să vă și rugați pentru mine, pentru sănătatea și vindecarea mea, și să mă ajutați să trec mai departe prin aceste încercări și greutăți. Așadar, este, nu știu, un mesaj foarte tulburător. Eu cred că orice tânăr din ziua de astăzi merită susținut și ajutat. Ade, pentru că așa îi vei spune, are nevoie de ajutorul vostru. Vă rog, cât se poate, număr cât mai mare, cea mai mică sumă, să o puneți acolo în contul lui, ca el să poată să-și urmeze visul. Atât pentru astăzi, seară frumoasă, la revedere! La revedere!